Unul din cei mai importanți actori din România, Mugur Mihăescu, se solidarizează cu cetățenii care protestează împotriva adoptării legii carantinei și izolării. Aici ca să ajung și voi fi aici, nu ca să aud român strigând contra român. M-am săturat de politica asta, m-am săturat de politica vrajbei, a urii, în care suntem priviți ca căști de golani, aruncați contra alte căști de golani. Eu sunt aici să ajut, să ajut guvernul mâine să iasă și să-mi explice. Tot mai multe voci susțin faptul că actualul guvern deschide poarta spre posibile abuzuri împotriva cetățenilor României. Manifestații din ce în ce mai numeroase și mai dese încep să cuprindă România. De asemenea, un număr foarte mare de persoane publice încep să se solidarizeze cu protestanții. Acesta este și cazul celebrului actor Mugur Mihăescu, care a luat atitudine pe acest subiect.